Bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. E joi, astăzi ne pregătim ușor-ușor de weekend și e un moment, zic eu, să trecem în bilanț ceea ce înseamnă politica asta până la urmă. Pentru unii care o fac de plăcere, ca să spun așa, datorită bugetului public, o iubesc această politică, alții dimpotrivă o urăsc. Mai sunt cei nehotărâți, indeciși, care de foarte multe ori preferă să manifeste cu indiferență curăceală față de ceea ce înseamnă fenomenul politic. Astăzi seara vom dezbate aceste aspecte împreună cu dumneavoastră și avem doi consilieri municipali ai Târgu Jiului în studio și vom încerca să descălcim ce înseamnă iubirea asta, tendrețea asta politică între tot ceea ce înseamnă partide și banii publici, pentru că se leagă o legătură din asta indisolubilă între cei care sunt la putere și resursele publice. Nu știu ce se întâmplă acolo. E o taină pe care noi încercăm să o dezvăluim pe cât putem, dar dumneavoastră, care sunteți mai inteligenți ca noi cu certitudine, v-ați dat seama despre ce este vorba. Vom dezbate acest subiect împreună cu doamna Daniela Grădinaru, consilier municipal Partidul Mișcarea Populară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și Hristos a înviat, încă pot să transmit telespectatorilor și dumneavoastră. Și consilierul municipal din partea Partidului Național Liberal, domnul Eduard Berca. Bună seara și noastră, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Berca, împreună cu colegii din redacție, am decis să numim tematica emisiunii din această seară Faci, nu faci, vremea politicii trece, până la urmă. Pentru că sunt unii care stau și se uită, asistă de pe margine și aplaudă, alții încruntați, înjură, mai le scapă câte o sudalmă așa între colțurile gurii și sunt băieții care se află la butoane și o stare de euforie perpetuă între ei și banii publici. Da, și eu v-am recomandat să folosiți-o. Nu putem, că avem CNA-ul. Dacă n-ai fost CNA-ul, am fi reușit, dar avem un CNA pe care trebuie să respectăm. Noastră, sper că nu ne suspectați pe noi, că nu pe noi, numai pe noi doi sau pe toți ăștia de la Târgu Jiu, că aici facem politică. Noi suntem spectatori la un simulacru de politică sau de administrație. Sunteți voyeuriștii din punct de vedere politic. Da, asistăm la niște manifestări din astea amatoristice și... Dar nu vă introduceți, doar asistați. Stăm separat, doar suntem spectatori și comentăm. Cum mi se pare actul politic până acum? Actul politic? La Târgu Jiu nu e act politic, cum să vă spun eu dumneavoastră. Nu, dar e plină desfășurare și vedem pe aceia care dată luând la... cum să spun, la refect, tot ceea ce înseamnă banii publici cetățenii. Da, asta așa e. Acum redevenim serioși. Astăzi, de exemplu, am asistat împreună la un exercițiu electoral în ședința de comisie în care primăria a început să împartă bani în stânga și în dreapta. Comentariile au fost făcute, discuțiile au fost făcute, părerile s-au spus. Și ca de obicei, primarul cu atribuții viceprimar, cu atribuții primar și restul așa au trecut mai departe. Vom vedea în ședința de plen, de luni. E clar că sunt lucruri pe care noi cei de la Partidul Național Liberal, sunt convins că și colegii din Mișcarea Populară nu le vor vota, nu vom fi de acord cu el. Doamna Grădinaru, un punct de vedere pe tematică din această seară. Sunt de acord, cel puțin cu ultimul speech al colegului, că nu vom vota parte din proiecte, dar asta nu înseamnă că ceea ce e în beneficiu, ce vom considera, chiar dacă vine din partea PSD-ului și e în beneficiu cetățeanului, dar exact cum spune și domnul Berca, majoritatea par pur electorale. Suntem o țară campioană la alegeri, nu știu dacă au fost pauze de un an în care să nu avem noi variante de scrutin electoral. Vom avea și la anul, acum bucuria, să zic în ghilimele, a Târgu Jiului este că avem pe plan local. Ce să vă zic, despre burtieră... Vremea trece, trecem și noi odată cu vremea, cu din nefericire timpul nu cruță pe nimeni. În altă ordine de idei, aici nu împărtășesc cu Edi părerea că suntem doar simpli spectatori. Noi luăm poziție, atât cei din PMP, cât și cei din PNL. Finalitatea, dacă nu este cea așteptată, trebuie să ne întoarcem puțin să vedem de ce nu putem să ne impunem proiectele.
ne întoarcem la alegerile trecute, când rezultatele opoziției au fost așa cum au fost și suntem în continuare 5 plus 2, maxim 7 voturi, să spun, împotrivă și niciodată nu vom putea obține un alt rezultat decât cel care îl dorește PSD-ul. E logic. Dacă mă întorc la acele alegeri și mi-amintesc că aproape 60% din populația care are așteptări și acum e nemulțumită, a stat acasă, ce să... Într-adevăr, sunt 60%, da. Peste 60% da. De procent de nehotărâți. În momentul în care, să zicem, colegii mai aveau doi consilieri, noi mai aveam unul, eram 10 voturi, era cu totul altceva. Deci, era o polarizare a deciziei. Asta nu înseamnă că noi suntem spectatori fără să ne dorim lucrul ăsta, luând o atitudine. Cel puțin... Cel puțin verbal. Păi, cel puțin verbal, scrisă, cum putem? Doamna Grindeanu, în mijloacele... N-am avut la dispoziție. S-am pământenit un mod de gândire. Și pe mine ăsta mă deranjează în primul rând, că cetățenii ne cataloguează pe toți la fel. Noi ne facem datoria de consilieri, spunem lucrurilor pe nume, da, venim aici, criticăm, aducem argumente, facem proiecte, depunem proiecte. Problema este că cei care ar trebui să ia decizia, și asta este electoratul, a rămas surd. Da? Păi... Surd la ce spunem noi. Și asta se întâmplă, eu sunt, sau am fost, da, și am fost împreună mult timp în politică. Știi foarte bine că au fost scrutinuri repetate în care noi spunem adevăruri, că nu spunem minciuni aici. Da? Avem cu ce să probăm lucrurile astea. Spunem adevăruri pentru toți concetățenii noștri și există un dezinteres, ca să nu fiu prea dur, da, în ceea ce privește realitățile acestui oraș. Și de asta se ajunge ca în 2017 în Târgu Jiu să moară oameni, că sunt lăsați cai în Târgu Jiu, oraș european, da, țară europeană, că sunt lăsați cai pe stradă. De asta se ajunge că nu se pot găsi soluții radicale în ceea ce privește câinii. Și copii schilodiți. Copii schilodiți. Da. Deci, practic, eu acum personal sunt siderat, ca să spun așa, de atitudinea generală a societății civile, a majorității, că mai sunt voci critice și mai sunt oameni și oameni de acțiune, a oamenilor în general vis-a-vis de aceste subiecte. Dar mi-aduc aminte în București, de exemplu, dacă ne amintim împreună cazul copilului ucis de câini în acel parc, a creat o isterie generală, da, acolo. Au ieșit ONG-urile în stradă, au... Cum să vă spun? Și automat, la presiunea străzii, administrația publică locală a luat măsuri. Vrei ce bă, la săracul Dumnezeu să te moare că i-a ieșit calul în față? Beata fetiță, Dumnezeu a ajutat-o să scape cu viața. Și foarte mulți au murit din cauza cabalinilor în Târgu Jiu, pe lungul anilor. Da, eu știu, zeci de cazuri. În zona Ciocadia, Bengești, au fost nu știu câte accidente cu cabaline. Și la Târgu Jiu, ce se mai la Târgu Jiu, să nu uităm că sunt foarte multe cazuri celebre. Și aici revin la ce spuneam. Și de moment se creează o discuție. Fac un atac de panică de momentan la nivelul imaginii. Două, trei, se uită până la următorul eveniment, iar se discută, dar măsurile administrative nu se iau și nu se aplică legea, pentru că i-am solicitat. Și numai că nu se iau, pentru că știi foarte bine că dacă cerem noi, cei de la opoziție, măsuri, am cerut măsuri, am făcut împreună un proiect legat de intervenția poliției comunitare în ceea ce privește identificarea câinilor pe teren, nu se aplică. Deci, da, deci am reușit toată, dar acum, în momentul în care venim cu orice intervenție, da, am avut discuții pe buget. Da, astăzi l-aud pe Lădaru în ședința de comisie că el și-ar dori, da, locuințe de serviciu și asta la, cum zicea primarul, că, știi, hai să reparizăm o scară pentru specialiști.
Da, dar noi la buget am venit cu propunere de finanțarea a unui întreg bloc pentru specialiștii, da, pentru, ca locuință de serviciu pentru specialiștii din medicină, învățământ, economie și așa mai departe. Haideți să luăm un telefon. Deci nu mai povești. Această seară. Da. Alo, bună seara. Să ne trăiți. Să trăiți, vă rog. Bună seara. Domnul Filip, n-am de lucru și mănânc politica asta pe pâine. E adevărat, Parlamentul e puterea supremă într-un stat. Dar atâtea de făcut, atâtea legi de făcut și de pus la punct, încât habar n-au să ocupe de ele. Fac comisie parlamentară cu votul din 2009. Domnilor, ce ne mai interesează ce a fost în 2009, domnule? Sunt alte instituții, dacă totuși vrea să... Dar ce treacă află, ce mai fac? Așa. Dar nu Parlamentul. Spunea că dă legea salarizării de pe... de luni. Nu, trecut luni. Azi e joi, trecut săptămâna asta. Să amână. Zice că și e o problemă. Nu-i doare de noi, domnul Filip. Să dărâmă podul la Turcinești. Eu aș fi curios să văd în cât timp să face acel pod. Rups o grămadă de lume de oraș. E Cartu, e Turcinești, e Rugii, Orezu. Hai că schelea mea aproape de sat pe partea aia. Dar vă dați seama cât o ocol. Vorbiți de câini, de cai. Domnule, se parlă... consilier, s-a întâmplat atâtea. Ați întrebat vreodată, a plătit cineva, a răspuns cineva penal pentru treburile astea? Orașul ăsta n-are stăpân? Trebuie cineva să răspundă, domnule, că numai așa îi putem pune pe linia de plutire, domnule. Spune că a fost ăla beat, bietul șofer, indiferent cum a fost, nu puteai să eviți, că toți poate conducem. Știi ce înseamnă să se zice ceva în cale pe nevăzute? Dar asta e, dă vina pe mort. O fi și el un pic, dar n-ai ce-i face. Lui domnul n-a ieșit nimic și a dat cu mașina în șanță. Că i-a crescut glicemia. Da, l-a întrebat cineva de ce. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenția noastră telefonică. Acum, domnul are dreptate. Referindu-se la faptul că poate șoferul, eu acum aud că s-a dovedit probabil că băiatul era cel care a decedat băut. Nu știu. L-aud pe dumnealui. Dar... de ce să uităm faptul că acei cai erau pe stradă? Deci să pornim de aici. Venim apropo de lucrul ăsta, că facem lucrurile de andoasele și de fapt n-ajungem la vinovat niciodată. Mi-amintesc de ce s-a întâmplat zilele trecute cu cazul de mașinilor la poliția locală din Timișoara, parcate pe trotuar și un cărucior, o mamă cu căruciorul care nu putea să... se deplaseze decât pe carosabil. Ce s-a întâmplat? A fost chemat cel care a postat pe Facebook la audiere, a fost amendat cu 9 milioane, dar cei care au acele mașini n-au pățit nimic. Da. Deci suntem de cumva... sfera ridicolului. Da, suntem cumva de andoaselea. Bun, s-a întâmplat, a fost beat, Dumnezeu să-l ierte, de așa o tinerețe, păcat. Nu știu, da, e dar ai cui sunt și cai? Ar fi avut, că eu nu am observat. Ce căutau caii pe carosabil? La o bere sau două bere, nu cred că poate fi vorba de a fi beat. Nu știu, acum l-am auzit, nu știu sigur dacă era, s-a dovedit că era băut, dar nu asta e corect, important nu e în eveniment. Omul a murit, băut sau nebăut, un tânăr a murit. Ce căutau acele animale? Ale cui sunt acele? Pentru că frecvent sunt animale pe drumurile județene. Da. Eu mi-amintesc în zona asta în care chiar am bunicii Bengești-Ciocadia, au fost multe accidente cu cabaline, cu pierderi de vieți omenești. Dar este imposibil când merg o dată la țară să nu fie cel puțin un cal pe carosabil. Domnul... și nu se întâmplă nimic. Domnul Berca, au devenit șosele din Târgu Jiu hipodrom pentru caii minorităților, ca să spun așa? Da, centura e foarte des uzitată, ca să spun așa. Păi pasiunile astea de echitație nu da, se comentează. Au ieșit da. Și în centru, nu? Ați văzut și am văzut, da. Fi cu calul tras în poarta Cârciului. Și vă spun că se găsesc de moment motivații la ceea ce noi încercăm să aflăm. Vă dau exemplu vis-a-vis de ședința de astăzi, colegul a participat, da? Am solicitat într-o ședință anterioară, după incidentul cu fetița desfigurată de câine, și vreau să spun încă o dată, sunt un iubitor de animale. Am avut de când sunt copil și am și acum doi căței în curte, cu care am mers la operație la Craiova.
Deci chiar iubesc aceste animale, dar consider că noi îi chinuim, nu îi îngrijim la modul cum îi administrăm. Și am solicitat să mi se spună câți câini avem și dacă se aplică legea, care spune clar, este o lege, după evenimentul cu moartea copilului în București, s-a ajuns la concluzia că dacă nu i-a adoptat un câine în 14 zile, trebuie eutanasiat, lăsând la o parte pe cei bolnavi și bătrâni. Și am întrebat atunci ce s-a întâmplat în Târgu Jiu. Și mi s-a spus că există și forma adopțiilor la distanță, adică dintr-un alt stat un ONG plătește hrana pe o zi și atunci suntem obligați să-i mai ținem 14 zile. Și astfel s-au înmulțit. La solicitarea mea de a mi se da răspunsul, o evidență clară a adopțiilor la distanță și a banilor primiți, spre surprinderea mea n-am primit nimic, azi am întrebat din nou, la care, uitați ce răspuns a primit. Că nu s-a primit niciun ban și n-a fost nicio adopție la distanță. Ce concluzie tragem? Nu s-a aplicat legea în vigoare. Păi probabil îi cunosc mai bine procedurile deci astea. Haideți să mai luăm un telefon în această seară, un telespectator. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Leonard, bună seara, domnul consilier și doamna consilieră, Hristos a înviat dumneavoastră, Hristos a înviat și tuturor telespectatorilor. Adevărat, domnul Leonard, nu știu dacă primi răspunsul meu sincer. Ba da, le-am primit, le-am văzut. Ce vrea. Da. Acele două clipuri cu zona noastră a Ceameului, hidrocentralei, constructorului, lotului, cum suntem păziți de herghelie de câini. Nu știu cei de la Icarisaj ce fac și cum fac, doar se plimbă cu mașina statului și noi plătim pentru consumul lor. Asta ar fi una din probleme. A doua problemă am auzit-o pe doamna consilier, nu știu dacă pe dânsa în mare parte, dar cel interlocutor înaintea mea, când cineva l-a învinuit pe bunul meu coleg și frate de copilărie, că am copilărit în casa de copii, că ar fi fost și ar fi consumat alcool. Acum, vorba interlocutorului, după moarte, mulți trage foloasele. Dar nu asta e grija. Că a fost, că n-a fost și asta. Problema se pune în felul următor, cum a zis și doamna consilier. Cu lăsatul de izbeliște cai ăștia nestingeriți, nepăziți, necipați, nenimic în județul ăsta. Ori dacă primăria și, eu știu, Consiliul Județean și ăsta ar face ceva curățenie cu aceste cabaline, am impresia că ar pierde din voturi la nivel de județ. Le facem toate voile, asfalt, apă, gunoi, totul gratis, dacă se poate, pentru n-am nimic cu etnia asta romă, dar nu mi se pare corect să fim marginalizați, discriminați și noi să suportăm fonoasele pentru că nu plătim alte servicii și astea, iar ei să, bine mersi, să distreze. Un alt aspect, că eu urmăresc emisiunea pe Facebook și de-aia dau mai repede așa, ca să pot să aud și răspunsurile și ce mă doare cel mai mult, doamna consilier. Revin iară cu întrebarea. Acum am și adresa în față. Din data de 6-3-2017, numărul de înregistrare, dacă puteți să și notați să verificați depusă din partea asociației, cu 8777 la registratura primăriei municipiului Târgu Jiu. 6-3-a, da? 6-3-2017. Da. 8777 numărul de înregistrare. Iată că a trecut 30 de zile. Mai stau câteva zile și pot să mă duc peste dâns și să îmi trimită răspunsul scris. Că verbal n-au binevoit să mă cheme să-mi spun. În legătură cu problema cu acele limitatoare de viteză pe strada hidrocentralei. Știu despre. Numai am clipul și pozele filmate, domnul Leonard, că asta am vrut să vă și trimit și astea să le vedeți. Ce putea să întâmple în momentul acela, Dumnezeu e mare, să facă minuni înainte de Paști, să nu fi fost un copil sau o persoană de vârsta a treia sau de vârsta a doua sau oricare altul. Și un animal dacă era pe trotuar, nu contează. I-a ferit bunul Dumnezeu să nu fie nimic la ora actuală, la ora precedentă pe acel trotuar. Ca să dărâm 8 piloni de limitare a străzii cu trotuarul, să nu se mai parcheze mașinile pe acel tronson, au pus limitarea pilonii aia cu reflectorizanți cu o bandă pe marginea trotuarului. Să dărâm 8 piloni. Câtă viteză avea domnul Berga, că domnulea să lucrați și în sistemul ăsta de asigurări și ăsta. Poate le știți mai bine. Nu știu ce se putea întâmpla și m-am plâns și în Consiliu atunci în ședință. M-am plâns de enumerate adrese.
Și dacă aș găsi și a căuta și în arhiva asociației câte adrese din astea am depus, a rămas cu scrisul. Eu de principiu sunt cam fixit așa, zicem eu o vorbă din popor comunist, morți cu pământ și vii cu hârtii să astupă. Nici asta nu ia în capul. Ce ne mai trebuie în județul ăsta, domnule Leonard, domnule consilier? Atât de rău ne merge cu culoarea asta, că n-am voie să fac reclamă, că nu merită nici să fac reclamă, la nivel de județ. Nu-i mai interesează de nimic, de nimic, domnilor. Nici de siguranța noastră din ziua de azi. Nici de dispariția locurilor de muncă și astea. Dumneavoastră a spus... Acum lasă mai 1000 de colegi de-ai noștri din minerit. Da. Ce vor face? Ce le vor crea? Că n-au completat listele cu prepensionari și nevoi care vor să plece. Nimeni nu se zbate. Nu s-a făcut complexul ăsta, mixul ăsta energetic, domnul Leo, când am vorbit și în campania asta electorală, că o să treacă... Eu am zis să fiu om un an de zile până la crearea mixului energetic, dar nu o să se întâmple nici asta. Îmi pare rău că sunt gorjan, mă doare că sunt român. Eu acum pe media asta națională și astea, cu ghiță, cu mușamalizările alege, oricare a fi fost, toți au mușamalizat, toți au furat și astea. Trage bară trecutului și dă-i atenție prezentului și viitorului, domnule. Că asta ne doare cel mai mult. Vă mulțumesc, o seară bună și aștept răspunsurile, doamna consilier. Mulțumesc pentru intervenția telefonică, vă rog. Eu vă spun ce v-am spus și data trecută, cu rugămintea, dacă puteți lăsa numărul noastră în redacție să discut personal, dar sfatul este același, să mergeți, dacă vreți, însoțit de mine în Comisia de Circulație. Acolo putem cel mai rapid soluționa acest aspect. Cum și eu am reușit să soluționez restricționarea traficului greu pe Victoriei, limitarea la 7,5 tone, acolo vă pot ajuta cel mai rapid. Dacă o să așteptați răspunsul scris sau verbal, Dumnezeu să vă dea răbdare. Cum făceam noi. Noi consilierii, la un moment dat, eu a trebuit să acționez în instanță primăria să-mi răspundă. Și erați consilier, da? Și eram consilier. Eu am găsit înțelegerea Comisia de Circulație. De asta vă îndemn să încercăm acolo. Ca și eu cred că vom găsi că înțelegere rapid. Prima sau a doua petiție pe care am făcut-o, am fost invitat, era vorba de niște date sintetice, statistice, de către viceprimarul de la acea vreme, doamna Iulia Dumitraș cu Vână, să mă duc să caut în arhivă. Da, da, deci, e adevărat că suntem deci, uneori cei din opoziție. Sunteți percepuți acolo ca outsider pe moșia lor. Dar tratați uneori, să zic, la mișto. Flegmatic. Da. Exact. Da, deci... a fost și astăzi un astfel de eveniment, când eu am avut o interpelare vis-a-vis la suma care acum Consiliul Local o dă către spital, deși este în subordinea Consiliului Județean, dar noi avem bani foarte mulți la buget, îi ajutăm și pe ceilalți. Când eu nu am pus problema de a nu face, pentru că în sănătate sunt atâtea probleme că nu vor fi niciodată bani suficienți decât cu o altă lege a sănătății, care să pună o barieră furatului. Dar în momentul în care s-a pus această problemă de a livra o sumă destul de importantă din bugetul nostru, eu am spus că aș dori să se reconsidere obiectivele pentru care dăm banii, pentru că un laborator de genetică în Târgu Jiu este deja ceva ce n-are nici Craiova pus la punct. Și nu știu dacă este o prioritate. Asta rămâne de văzut. Haideți să luăm publicitate în această seară și după aceea revenim la dezbaterea noastră, dragi telespectatori. Publicitate și revenim. 5 minute. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat.
Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Știi în cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat.
revenit, dragi telespectatori, la dezbaterea noastră din această seară, împreună cu doamna Daniela Grădinaru, consilier municipal al Partidului Mișcarea Populară, și cu domnul Eduard Berca, consilier Partidul Național Liberal în municipiul Târgu Jiu. Și încercam, înainte de pauza publicitară, să descălcim un pic problema asta cu care se confruntă Gorj de 27 de ani, și anume animalele lăsate slobo de pe stradă, accidentele rutiere care se produc din această cauză, vorbind de foarte multe pierdere vieții omenești. În vremea aceștia sunt obișnuiți să vopsească bordurile, să mai planteze niște panseluțe până în sfârșituri. Este ce mi se pare halucinant, și a spus domnul Berca, pentru că în momentul când a solicitat anumite documente, zic eu, care ar fi trebuit eliberate imediat, îl trimite ba la arhivă, ba trebuie să dea în judecată anumite direcții din primărie. Sincer, mi se pare o secretomanie din asta maladivă, patologică, de care nu știu ce mama naibii s-a întâmplat, de să țină atât de disperare de putere. Și zic eu, pe de altă parte, vis-a-vis de ce ați acuzat dumneavoastră, că și indiferența lor și modul acesta flegmatic de a trata lumea este rodul la cei 60,5% care au tratat cu indiferență actul electoral. Și până la urmă am primit ceea ce ne merităm. Dacă 60,5% nu au dorit să participe la actul electoral și au acceptat ca cele vieți omenești să fie un troc electoral făcut cu electoratul lor captiv, până la urmă asta e societatea pe care o merităm. Da, așa este. Eu am discutat cu foarte mulți din preajma mea care am aflat că nu au mers la vot. Și invariabil a fost același răspuns. A, votul meu, ce pot să schimbe votul meu? Și acest votul meu nu contează. S-a rostogolit la câteva milioane de voturi care sunt, de fapt, puteau să schimbe tot. Da. Deci atât de puțină importanță acordă unui vot care se transformă la nivel de țară în milioane și în a schimba cu totul politica României. Lumea trebuie să înțeleagă, spunea unul din președinții americani, că votul este mai puternic decât glonțul. Și au avut dreptate. Da, așa este. Numai că noi încă nu conștientizăm puterea acestuia și simplu fapt al votului care poate schimba totul într-o țară. Și ne uităm, vorbeam de animale, nu știu, n-a fost tema, pe burtier avem altceva, dar eu vă arăt imagini pe strada Victoriei, drum național, cu căruțe. Am pus această problemă în discuție și mi s-a zis că da, am întrebat, pe ăștia nu-i vedeți cu căruțele pe aici, că sunt dovezile pe mijlocul străzii. Păi vor avea o vinietă la căruța. Dar nu e asta, și aici mi s-a răspuns că da, îi văd, sunt amendați. Și atunci eu vin și întreb. Da, sunt amendați, dar atunci ne lovim de acea legislație proastă care permite la infinit aceste amenzi celor care nu figurează cu nimic acolo, care nu merg ca un mic întreprinzător să ceară un certificat de negrevare. Da, nu au nimic pe numele lor, nu sunt interesați să plătească amenzile și așteaptă termenul de prescriere. Și atunci acumuleze amenzi la nesfârșit, care nu se concretizează nimic, și vorbim de o legislație proastă, dacă nu chiar favorizantă, pentru acele categorii sociale care tot la vot ajungi cu ele. Totul ajunge în România, în politică, tot la vot, la interese. Domnul Berca. Repet, e frustrant încă o dată că... Vreau să vă întreb de pseudocivismul ăsta care există la noi în Târgu Jiu. Mă refer la cei 60,5% care se plâng în momentul de față de rezultatul la alegerile din 5 iunie și 11 decembrie, dar în același timp cei care i-au desemnat până participarea lor prin starea lor de indiferență, de nepăsare, de sictiri sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți așa, practic a fost o validare indirectă a celor care conduc. Absolut. Pentru că ei au electoratul lor captiv care e un pic mai mare decât al celorlalte și exploatează au de la ciclul electoral la ciclul electoral. Aceeași, da. Asta vreau să spun. Deci n-ar trebui să ne văităm atât de mult și să... Pentru deci că toți cei nici care nu au votat nu au fost complicii acelor care au ieșit la vot. Pentru că care au votat o anumită formațiune. Formațiune în sensul în care aceste metecne, acest mod de abordare nu este de ieri, de azi. Este de ani buni. Eu nu am auzit un cetățean al municipiului Târgu Jiu să fie mulțumit de serviciile pe care le primește din partea angajaților primăriei, a Consiliului Local, a direcțiilor din... N-am auzit unul să spună, bă, că am ajuns la ghișeu, am plătit, mi s-a dat chitanță și am plecat în 7 secunde, da? Tot timpul, sau, bun, hai să zic că asta e o situație care nu e atât de stresantă, dar când depui hârtii, documente, când soliciți certificate de urbanism, soliciți autorizații de construire, când soliciți informații, când
îți dorești să faci o investiție și te izbești de 7.000 de... Deci lucrurile astea ar fi trebuit în timp să acumuleze în cetățeanul din Târgu Jiu o stare de insatisfacție, care la un moment dat să răbufnească. Când l-a avut? Ei, s-a întâmplat că... Cereți o explicație sau căutăm să găsim explicație. S-a întâmplat că aceste acumulări de insatisfacție au generat, pe lângă faptul că generează o stare de insecuritate crasă, da? Deci vă dau statistici, Târgu Jiu și Gorjul are cei mai mulți bolnavi sau care manifestă, ziceți, nu statistic vorbim, sunt câteva mii depresii. Da? Deci Târgu Jiu este și Gorj la nivel național și este, sinuciderile nu sunt discutăm de asta, creștere. Dar în ceea ce privește depresiile, da. Pacienți care sunt tratați, da, de astfel de afecțiuni, sunt printre cei mai numeroși din țară. S-a creat o stare de insecuritate, lipsa orizontului, lipsa perspectivei, lipsa predictibilității. Da? S-a înrădăcinat ideea că dacă nu ai pile în Târgu Jiu, nu supraviețuiești, nu ai pile, relații, complicații. Nu au descoperit realitatea. Nu, păi stai puțin, asta e o realitate pe care o menține o administrație, eu nu pot să-i spun altfel decât bolnavă. Și permanent aceeași. Da, evoluție încoace, bun. Tot mai bine pusă la punct. Alte fețe, înseamnă... dar aceleași metegne. Asta pentru mine este extrem de ciudat, ca să nu spun altfel. Cum? Deci dă în masochism, dumneavoastră, până la urmă. Înțelegi? Adică, frate, sunt persecutat, se întâmplă că am probleme de zeci de ani. Da? Iar când ies să decid eu, cetățean, ce pot să fac să se întâmple, să-mi fie bine? Stau acasă! E problema omului care nu e problema omului. Asta vreau să spun, da. E un pseudocivism destul de distorsionat înțeles. De ce înțele nordice care au o stabilitate financiară extraordinară, stabilitate politică, un nivel de trai mult mai rost decât noi, un nivel de trai mult mai crescut, pardon, decât noi. Așa vorbim de o prezență la vot de 85-87%, fabuloasă. Iar la noi doar 39,5, deși se prăbușește totul sub ochii lor. Da, și mă uitam în perioada, în datele când s-au făcut votările, mall-ul, terasele, domne, plină de generația tânără. Generația tânără a lipsit cu desăvârșire la votul acesta. Vorbind din cei 39,5 care au participat la sută, care au participat la vot între 18 și 35 de ani, erau de procentul 2%. Dacă îi dăm o parte în cei 8% pe cei regimentați în PSD, în PNL, în PMP, în ALDE sau în alte formațiuni politice care mai sunt așa, nu mai rămâne aproape niciun zero participare din cei regimentați politici. Mi se pare halucinant ce se întâmplă cu generația asta tânără. Nu e deci, vina lor. Păi dacă vezi că nu ai locuri de muncă, nu ai perspective, nu poți să termini o facultate și nu ai unde să te angajezi. Lor. În momentul de față, da, dumneavoastră vorbiți de pseudocivism, da? Eu vorbesc de altceva, de spirit. Eu am zis să folosesc mai eufemistic, să fiu mai eufemistic, spirit, da. Eu, bun, dacă e să folosesc termenul de patriotism, o să-mi dea lumea în cap și o să spună că sunt de Suez sau mai știu eu ce. Da, sau... E, noi nu mai avem un spirit autohton aici. Da? Deci, colegi de-ai mei, oameni, da? Pe care îi aud că nu-și doresc copilul lângă el, nu-și doresc să aibă la îndemână, da? O variantă pentru a-și aduce copilul aici. Eu am plecat, repet, eu nu știu câte oară când povestesc chestia asta, dar am plecat din Franța, 90, că m-a chemat tata acasă și mi-a spus, bă, tu vii lângă mine. Eu ce fac acum, că îmi răcesc gura, că îmi bat gura de-aia, fac în ideea în care reușesc să conving concetățeanul meu, da? Astfel încât să conștienze, să schimbe ceva, să pot să-i creez lui Fimiu o alternativă aici. Da? Pentru că aș vrea să-l am cum... De atâția zeci sute de ani, da, românii munceau pentru ei și pentru copiii lor, dar acum te uiți la ei cu câtă nonșalanță, că de asta spun că părinții sunt vinovați. Lasă-l că merge în altă parte, se duce la Cluj, se duce la București. Mulți pleacă afară, da? Mulți pleacă afară.
sentimentul ăsta de dezrădăcinare este imens. Da? Avem copii care cresc fără părinți. În țară, sute... Și în Târgu Jiu și în Gorj avem foarte multe familii. Asta, asta, și știți ce se întâmplă? Din punct de vedere sociologic, toate aceste generații sunt distorsionate. Categoric, da, da. Toate aceste generații de tineri, de copii... Generează suferințe psihice da, majore. Care au, exact, au crescut fără copii, fără părinți și fără dragostea maternă și paternă. Haideți, haideți să luăm un telefon. Nu refuzați, că este ce vreau să haideți să mai luăm un telefon în această seară. Alo, bună seara! Bună seara la dumneavoastră și la invitația noastră. Și la dumneavoastră. De fiecare dată. Vă rog. Emisiune extraordinară și incitantă. Din păcate îl prind din nou pe prietenul meu, Edi. Și nu pot să-l ratez. Edi, e foarte, foarte multă dreptate, atât și tu, cât și Leo. Problema se pune... vizualizând ceea ce se întâmplă și trăind ceea ce se întâmplă în Târgu Jiu nostru, ne ducem în cap. Aș vrea să te întreb o chestie, Edi, pe tine ca politician, ca și consilier local. Doamna, cu scuzele de rigoare, nu știu cine este, îmi cer scuze, doamna, la noastră. Partidul Mișcarea Populară, da. Consilier municipal, doamna Daniela Grădinaru. Îmi cer mii de scuze, bună seara și încântat de cunoștință. Bun, sunteți doi oameni de politică acolo. Ce facem cu Târgu Jiu nostru? Din păcate ne ducem în cap. De ce nu găsiți, sunteți doi reprezentanți a două partide politice? Mici, mari, nu contează. De ce nu găsiți sau veniți cu niște candidați care să fie viabil către populația Târgu Jiului, să putem da în ciuma asta roșie. Nu se poate, nu se poate să mai trăim în minciună. Edi, foarte frumos ai spus, ne pleacă copiii de acasă, nu facem nimic, doar vorbim. Haideți să venim, îmi pare rău, n-am nimic cu tine, sunt prieten cu tine. Doamna, sper să mi-o fac amică, nu prietenă, cum sunt cu tine, dar faceți Dumnezeului ceva ca să aduceți, să putem da în ciuma asta roșie. Murim zi de zi, minut de minut. S-a spus că se face acea fabrică cu investitori străini la CPL-ul. Vă spun că astăzi la un eveniment urât petrecut în viața mea, am auzit vorbindu-se de mai mari Gorjului, nu dau nume, că mi-e silă, se dărâmă un pic, un pic din CPL-ul și acolo se va face cartier rezidențial. Minciuni investitori, minciuni fabrică de cablaje, minciuni tot ceea ce există. Ce face? Ce face? Leo, tu nu știu cât o mai duci, lupți și tu de atâta vreme, agiți, ești împotrivă și tu. Dumnezeilor, faceți ceva ca să putem să fie ok pentru noi, pentru copiii noștri. Noi avem o vârstă. Ce facem? Se vorbesc pe toate, pe toate posturile locale astea care sunteți pro-locuitori Târgu Jiu, că unul singur e pro-roșu și pro și ante-locuitorii din Târgu Jiu. Haideți să facem ceva, nu se mai poate, chiar așa, în Craiova sunt investitori, se creează locuri de muncă. Severinul, care este mult mai mic, nici măcar n-au gaze. Au investitori în șantierul naval, au atâtea acolo. Vâlcea, uitați-vă Petroșaniu, care în momentul de față prosperă. Prosperă. Noi târgujienii murim. Eu am nu zis suntem că... în stare nici să luminăm, vorba unui vă rog, doamne. Nu vă supărați că ați nominalizat Petroșaniu, vă aduc aminte cine conduce. Nu este un om de stânga. Severinu s-a dezvoltat tot pe o conducere de dreapta. Pe niște alternanțe la conducere, Gorjul este de la Perpetu. Revoluție, așa cum îl știm.
Noi dacă suntem aici, cel puțin eu și cred că și colegul Berca, chiar dacă suntem din partide diferite, pentru asta am venit, să știți. Uneori nu știu dacă este bine că am venit, eu fiind mai nou venită în politică, probabil de aia nici nu sunt atât de cunoscută, dar vă asigur de bună credință, dar cu o floare nu se face primăvară, după cum bine știți, iar sprijinul la vot despre care vorbeam o jumătate de emisiune, cei 60% care au ales să stea acasă, îi ajută să rămână în continuare la conducere. S-a bătut atât moneda că în țara asta doar politicienii sunt de vină, doar, dar nu toți. Nu trebuie să ne băgați pe toți în aceeași oală. Se întâmplă Dumnezeu. Ca să mai ajungă nu pot undeva să... și oameni de bună credință, indiferent de partid. Dar e foarte greu, suntem puțini. Iertați-mă că intervin. Nu... V-am băgat în aceeași oală. N-am nu spus dumneavoastră, decât atâta. Vorbeam la modul general, nu de la modul, într-adevăr, și alegătorii au negativismul lor și ajută prin acest negativism, ajută această ciumă roșie. Problema se pune, haideți să facem cumva, se apropie alegerile locale la noi în Târgu Jiu, da? Bun. Haideți, veniți cu un candidat viabil, veniți cu un om care... Să nu mintă, să fie sincer, așa cum este mic, dar să fie sincer. Dom'le, hai să facem, uite, la legem pe ăsta, pentru că scăpăm, luați-o din poartă în poartă, din Bun. Casă în casă, uniți-vă forțele, pentru că, uitați-vă, sunteți în partide, la noi în Târgu Jiu, în județul Gorj, așa, și din decembrie 80, iertați-mă, din ianuarie 90, PSD-ul ne bate, vă bate și ne bate și pe noi ca locuitori de departe. Nu. Haideți totuși să facem ceva, veniți Bun, cu cineva. Dă-mi un profil. Deci noi avem candidat. Avem candidat. În momentul de față sunt doi anunțați. Spune-mi și mie, Edi, te rog. Marcel Romanescu, la Partidul Național Liberal. Este Bun, de acord. Iartă-mă că te întrerup. Fii atent, se zvonește în gura târgului. Marcel Romanescu este verișor primar cu actualul viceprimar, care își atribuie atribuțiuni de primar. Cu și cine? Se pare că au ajuns la... Eu spun ce vorbește gura târgului. Se pare că au ajuns, n-am nimic cu Marcel Romanescu. Asta e una dintre strategiile prin care se manipulează foarte bine și aparatul de dezinformare funcționează. Este una din metode, cum spune și domnul Filip. Totdeauna... Alucinant, da, e prima dată când aud astăzi totdeauna, așa ceva. Totdeauna oamenii ăștia, da, cu ghilimele, e prima dată când au scenariul pe piață, inclusiv de mine, crede-mă. În momentul în care am candidat în 2012, m-au acuzat că te cunosc mult prea bine și dăm voie să-i contrazic. Așa, că fac blat... Da, sunt foarte mulți care cred asta. Dacă mai apare și un candidat independent puternic, la fel vă spune, e rudă cu nu știu care, Marcel Romanescu, sunt tot de-ai noștri. Da. Nicio legătură. Iar incredibil. Marcel Romanescu, din perspectiva mea, prin ceea ce facem împreună, da? În zilele următoare o să vă aducem în atenție un program... Ați auzit scenariul ăsta? Eu e prima dată când îl aud. Și eu la fel. Dar mi-am dat seama, nu? E de un impact extraordinar, deci, Leo, modul care a fost gândit. Că te întreb, da, Leo, îți dau cuvântul meu de om și de onoare. Mulțumesc că le-ați adus la cunoștință. Am auzit da. Așa ceva și se vehiculează în gura târgului. Și pentru mine a fost un șoc. Nu e nimic incredibil, adevărat. Da, ce aparat de propagandă, Edi, și de dezinformare. Și nu am nimic cu Marcel, îl cunosc pe Marcel. Așa. Deci, și vreau să vină la conducerea acestui județ. Hai să o facem, pentru că închipuieți. Deci în momentul în care există un primar de altă culoare politică decât majoritatea... S-a terminat cu faraonismul lor, da. S-a terminat cu trasul în piept, cu minciuna... Da, deci există o variantă. Atunci primarul care poate să inițieze proiecte de hotărâre, da? Noi la rândul nostru care ne putem alia unei alte viziuni pe care vrem să o aducem în atenție și în precampanie și în campania electorală, putem să ajungem la un numitor comun. Iar dacă strada, dacă oamenii vin după aia și pun presiune
pe 7-8 cât mai sunt din ăștia PSD-ști înrăiți, îndoctrinați, duși așa în pânzele albe, pun presiune pe ei, n-au ce să facă. Da? Noi acolo suntem 7 oameni care încercăm, vă spunem, vă aducem la cunoștință, ne întâlnim pe stradă, vorbim, da, ai văzut, de câte ori ne-am întâlnit, cred că am fost sincer și ți-am spus tot ce știu. Dar lucrurile știi astea... cu cine vorbește, Edi, da? Da, 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 sigur. Lucrurile astea nu... Bun. Vă rog, pe scurt. Ce să spun? Vă doresc emisiune plăcută. Mulțumim că... la cei doi invitați, atât cât și Luleu, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, să dăm jos cu această ciumă roșie. Doamne. Emisiune plăcută, toate cele bune, seară bună. Mulțumesc pentru intervenția noastră asta telefonică. Mea... Scopul nostru aici, în calitate de oameni de presă și de televiziune liberă și independentă, nu este să dăm jos cu absolut niciun regim politic. Pe noi ne interesează doar să atragem atenția asupra unor derapaje, a unor aspecte destul de grave de la tot ce înseamnă democrație și libertatea omului. Vedem foarte mult în ultima perioadă cum s-au distrus locurile de muncă, cum s-au distrus întreaga industrie și nu putem asista nepăsători. Vorbim de un județ care a stat 20 de ani sub influența lui Ion Călinoiu. În momentul de față s-a eliberat, zic eu, de acest nestemat al politicii Gorjene, care spune așa, există un culoar creat în care, zic eu, ar veni momentul pentru o gură de oxigen. Bine, nu mă interesează că o persoană este de la PSD, de la PNL, de la PMP, de la ALDE sau mai știu unde. Atâta vreme cât acea persoană este de bună credință și dorește să facă treabă, jos pălăria în fața ei. Atât ne interesează pe noi, ci nu să dăm cu regimul X sau Y jos. Vă rog, doamna Grădinaru. Cred că omiteți ceva foarte important. După atâția ani de conducere PSD-istă, Călinoiu Cârciumaru, să nu credeți cumva că s-a făcut curățenie și de urmașii acestora. Eu am spus că nu o să spun absolut nimic critic la adresa lui Cosmin Popescu, actualul președinte al Consiliului Județean, dar văd unii pași făcuți în regulă, da, vis-a-vis de ce s-a întâmplat în cei 20 de ani de Ion Călinoiu. Și de asta încă sunt în expectativă, mai așteptăm puțin. Îl văd pe Ciprian Florescu, prefect de Gorj. Mai vorbesc de niște instituții în care încă funcționează sfărăria celor doi, asta e părerea mea. Doamna Grădina, nu putem la nici câteva luni să se dezică de 20 de ani. Sigur, nu se poate peste noapte. Am spus că încă ducem în spate lucrurile acestea. Mai departe, vis-a-vis de domnul care a fost mai înainte în telefon și de ce discuta colegul Berca, de copiii care ne pleacă, de cei care de fapt au înțeles și nu au mai acceptat situația, au plecat, efectiv. Ei, eu vă întreb, să faceți la un moment dat un clasament al copiilor celor care conduc Gorjul de atâția ani, vedeți câți mai sunt în Gorj. Păi știi ce înseamnă asta? De bine ce se trăiește aici. Doamna Grădinaru, știți unde sunt copiilor? Că acceptăm această soluție pentru copiii noștri? Că stăm lași. Păi nu, eu zic că cei care au rămas și încă se bat și luptă și cred în bate schimbare. Pentru copiii noștri. Am ajuns aproape la final. Am ajuns la final. O concluzie a dezbaterii noastre în această seară, doamna Grădinaru, după care dumneavoastră, domnul Berca. Vom continua lupta pentru schimbare. Domnul Berca? Nu zic nimic. No comment. Așteptăm și deliberăm să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Mulțumesc și dumneavoastră, și voastră, spectatori, care sunteți care fiecare dată alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Vă spun o seară plăcută, un weekend plăcut încă de pe acum, pentru că noi o să ne revedem luni la ore 19. Să ne revedem cu bine. Tot ce vă doriți să ne plinească. La revedere!